few words about next games, first games of this season? Well, first of all, I want to our fans come in our gym and support and help for the team. It will be the first official game stuff for us and in our home court, and for me is home court is very, very important. We must always protect and show our best basketball and the best quality what we can show for this moment, for this period. The first game will be against the Timișoara, very good team, very good experienced coach. They know how to play. A lot of players stay from the last season. They had three good foreigners for guard positions, and we watched the video, we prepared the scouting, and we must stay in the rules. And first of all, we must be better in defense, and this is the one of the key for a victory against the Timișoara. And after we will talk about the players, but first we must be maximum focus game against the Timișoara. În primul rând, vreau să chem lumea la sală pentru aceste două jocuri, primele jocuri ale sezonului, împotriva Timișoarei și a Ploieștiului. Pentru mine este foarte important terenul propriu și vrem să câștigăm atunci când jucăm acasă, întotdeauna. Primul joc va fi împotriva formației din Timișoara, cu un antrenor experimentat, cu jucători care au rămas din sezonul trecut, jucători foarte, foarte buni, i-am urmărit video, însă vrem să arătăm cel mai bun basket la ora jocului cu Timișoara. Bogdan, primele meciuri ale sezonului. Ziua... O secundă ca să ne putem. Așa cum a zis și coach, aș dori să vină cât mai mulți fani la sală să ne susțină. Cred că va fi un turneu tare, destul de echilibrat. Cred că toate cele trei echipe sunt aproximativ egale ca valoare. Ambele echipe, în mare parte, și-au păstrat nucleul de jucători, ceea ce este un avantaj pentru ei, însă noi știm că am muncit din greu în această perioadă să încercăm să închegăm o nouă echipă și vom da absolut tot ce ține de noi să ne calificăm. Cât de bine ați apucat să vă cunoașteți până în momentul acesta? Ați avut chiar și două jocuri de verificare la Sibiu? Din păcate nu am avut foarte multe antrenamente împreună. Jucătorii străini au venit destul de târziu. Am avut doar aceste două meciuri amicale, ceea ce este foarte puțin pentru un presezon, însă asta este situația și trebuie să mergem mai departe. Ați apucat să cunoașteți cât de cât formațiile pe care le-ați avut adversari în acest weekend? Da, prima oară ne pregătim pentru meciul cu Timișoara, deoarece acesta este primul. Am avut o sesiune video, am pregătit și la antrenament tactica. Până mâine seară vom ști toate detaliile despre ei. V-ați focusat în anumit obiectivul Cupa României sau încă ne este ca făcut? Așa cum spune și coach, ne dorim să câștigăm fiecare meci. Să ajungem cât de departe putem. Dacă putem să ajungem în finală și să o câștigăm, de ce nu? Se anunță un sezon cam greu pentru voi. Mult mai greu față de precedente, tu fiind și jucător vechi aici. Da, așa este. Toate echipele s-au întărit. Nu au schimbat așa mulți jucători, doar au încercat să aducă plus valoare la ce aveau. Noi am încercat să păstrăm câțiva din jucătorii de anul trecut, însă din motive necunoscute nu s-a putut. Însă cred că și acest grup pe zi ce trece începe să devină cât mai competitiv și sperăm să obținem o clasare mai bună decât anul trecut. Ați avut două meciuri amicale la Sibiu, le-ați pierdut, dar mă gândesc că nu acesta era obiectivul principal. Cum vi se pare echipa la primele contacte cu jocurile? You are still there. We had two games at Sibiu, we lost both games, but I thought that was the target to win that games. How do you feel the team? How do you think about the new players on the team? This tournament in Sibiu, it was only these two friendly games what we
had before these official games, and I wanted to feel the team and I wanted to feel the players. For everything need time and need to work. And now I cannot say for 100% I feel the players and feel the team, because we don't have too much time for preparation. Only 7 practices we was together before the this tournament in Sibiu. But what I see in Sibiu, of course, a lot of job in front of us, and for sure it will be not easy. But like I said before, we will do our maximum for 101% in this cup games here at home. Acele două jocuri de la Sibiu au fost singurele partide amicale pe care le-am avut până în momentul de față, până când vom juca aceste jocuri din Cupa României. Nu aș putea să spun 100% cum îi simt pe jucători, cum îi văd. Îi văd că vor să muncească. Ceea ce pot să spun după acel turneu de la Sibiu este că avem mult de muncă, însă, așa cum am spus mai devreme, vom da 100% la aceste jocuri din Cupa României, aceste două jocuri oficiale. Am avut doar 7 antrenamente înainte de acel turneu amical de la Sibiu. Dacă Cupa României luăm meciul meci și vedem ce se întâmplă, întrebarea este care este obiectivul Revei în campionat pentru acest turneu? What is our target in the championship after this Romanian Cup? Always I say we must move from game to game, and always I say the each game is very, very important, and the target is do our maximum in each game. Doesn't matter against who we play, against the Aradia or I don't know, against the Târgu Jiu or Sibiu, we must do our maximum and moves always from game to game. And the players know, for me is very important, even each practice, not only games. We must from each game and each practice to be for one step better and better. Așa cum am spus mereu, luăm meciurile pas cu pas, mai este până când vin și pe campionatul. Deocamdată ne focusăm pe primul joc. Jucătorii știu ceea ce doresc eu, știu că fiecare antrenament, dincolo de meciuri, și fiecare antrenament este foarte, foarte important pentru noi, pentru mine, și vom da, încercăm de la fiecare antrenament, fiecare meci, să devenim din ce în ce mai buni. Dacă o să mai întrebări, vă mulțumim. Thank you.